Am revenit, am ajuns și la nativi leu. Ce este de făcut? Vă puneți foarte multe întrebări în ultima perioadă, datorită prezenței lui Neptun pe casa A8 a 8 Un Neptun care a fost părăsit acum de Jupiter, Jupiter proaspăt intrat în berbec, însă berbecul este un semn cu care lei se înțeleg foarte bine, ca între semnele de foc ca atare urmează o perioadă destul de prolifică pentru nativii leu, cu siguranță, mai ales lei care au multe planete în leu, dar chiar și cei care ar avea doar soarele în leu, vor afla care este cu adevărat cartea lor de vizită. De ce spunem acest lucru? Pentru că Jupiter ne ajută să ne identificăm cu latura noastră superioară. Jupiter în semn prieten, în semn de foc, în semnul berbecului, în aceste cinci luni care sunt foarte dinamice, foarte accelerate, de aceea v-am învățat ca cu toții să încercați, indiferent de zodie, pentru că de cele mai multe ori sunteți în cu totul alt tipar decât cel în care aveți soarele, puteți fi, de exemplu, leu cu tipar de scorpion sau scorpion cu tipar de leu și așa mai departe. Deci trebuie oricum să identificați ce tipar sunteți, de fapt, mult mai, mult decât, mult mai important decât zodia care adăpostește soarele. Bine, și soarele este important. Și atunci, în această perioadă atât de accelerată, cu atât mai mult pentru nativii leu, cu cât Jupiter tranzitează un semn prieten foarte dinamic, este evident o perioadă de mare intensitate. Acei lei care își doresc să devină uh, activi în anumite domenii, ar fi foarte bine să își cam găsească de lucru, cum se spune, nu să-și găsească de lucru, adică un serviciu, ci să-și găsească să facă ceva uh, foarte consistent. Adică nu... Chiar acum este o perioadă, deși de obicei încurajez oamenii să se relaxeze, să stea în introspecție, să stea cu sufletul lor, să se uite la filme, să citească o carte, să stea în natură, acum chiar este o perioadă în care v-aș încuraja mai degrabă, mai ales pe ei și nu numai, să fiți dinamici. Dinamici nu înseamnă să nu dormim sau să nu vă odihniți, dar înseamnă că trebuie să intrați într-o dinamică. Este o perioadă foarte bună pentru cei care nu fac sport să se apuce să facă sport, pentru că Jupiter în berbec ne ajută să fim disciplinați în zona sportului. Știm foarte bine că berbecul este o zodie, iang o zodie sportivă. Ca atare, pentru lei urmează o perioadă foarte dinamică, în care chiar dacă nu aveți de lucru, vă dă universul de lucru și este bine să fiți dinamici, veți avea foarte multe oportunități. Planetele din leu sunt acum bine aspectate de, acest, de către acest Jupiter în semnul berbecului. Un Jupiter, spuneam, extraordinar de expansiv. Este interesant să vă știți planeta cea mai puternică din astrogramă, cea mai bine, cel mai bine aspectată, dar și planeta cea mai slabă în areta astrogramii, planeta care este debilitată, pentru că așa o să înțelegeți ce vă poate trage în jos și ce anume vă ajută să promovați și să avansați și cu ce vă puteți aga agăța în această perioadă de această karmă accelerată, dinamică. Cum se spune, am avut timp de a reflecta, am avut zile portal, am avut zile de oglindă astrală, 12 aprilie, 25 octombrie, noiembrie, 23 noiembrie, au fost zile de mare calibru din punct de vedere al aspectelor astrale. Acum urmează o perioadă mai dinamică în care se presupune că noi ne-am cam făcut bilanțul și că urmează să începem să redevenim activi, să alegem niște domenii, să renunțăm la anumite obiceiuri. De exemplu, dacă noi alegem, lei au o problemă ca orice zodie, fiecare semn zodiacal are și niște slăbiciuni. Toate zodiile au câte o slăbiciune. Acum, veți vedea persoane cu astrograme foarte tensionate care au descoperit ce înseamnă să fii în echilibru și să fii într-o relație foarte bună cu divinitatea și au evoluat incredibil și zodii sau persoane din aceeași zodie care au stagnat și din păcate rămân la fel în aceeași matrice. Pentru ei este important să încerce să să nu se mai lase afectați de anumite lucruri care îi afectau până acum și îi agresau până acum pe tipicul lor solar în care le place să fie iubiți de toată lumea, de către toată lumea și toată lumea să fie în jurul lor și așa mai departe. Acum este o perioadă în care trebuie să acceptați că cel mai important este să fie în jurul noastră Dumnezeu. Și în rest se fac echilibrări în această perioadă, se part oamenii pe echipe foarte bine uh, determinate. Deci lei ar trebui să se pună mai mult în valoare în perioada următoare, într-o variantă în care nu trebuie să mai lăsați pe nimeni și nimic să vă tulbure, să vă perturbe, să vă strice buna dispoziție. Este, urmează, de fapt, o perioadă în care este foarte important să munciți. Nu va mai fi atât de mult muncă de execuție, cât aș spune că este un soi de muncă și în folosul dumneavoastră, adică se activează și în anumite domenii și începe să vă meargă foarte bine pe anumite paliere în care aveți un talent din naștere. Acolo deveniți, este doar un element de, dacă vreți, trebuie să vă asumați anumite lucruri. Este ca și când stați liniștiți și spuneți eu de mâine, nu știu, mă apuc să citesc 10 cărți pe săptămână sau mă apuc să fac. 100 de flotări pe zi. Și din momentul acela deveniți atât de riguroși cu acea promisiune încât, cu ce aspecte sunt acum pe cer, lei nu au cum să dea greș. Cel mai important este o să râdeți nu atât acțiunea în sine, cât această asumare pe care trebuie să o spuneți din suflet. Acesta este secretul perioadei imediat următoare. Faptul că trebuie să spuneți din, lucru, din suflet anumite lucruri. Și în momentul în care un nativ leu crede în ceva, este imposibil, dacă acel lucru sigur e pe destinul lui, să nu reușească. Mergem mai departe pentru nativii fecioară. Nativi fecioară nu se mai întreabă care este cartea lor de vizită, ei oricum au niște cărți de vistă gata, fabricate, pe care nu le schimbă orice s-ar întâmpla și oricâte sugestii ar primi. Nu aici este problema nativilor fecioară. Oare cum știți pe unde vă aflați, nu aveți în perioada aceasta probleme de identitate, în schimb, aveți probleme cu liberul arbitru. La Nativi Fecioară este destul de consistentă această întrebare pe care vă puneți de ceva vreme: Ce vrea destinul de la mine? Ce mai vrea destinul de la mine? Pentru că aveți puțin impresia că nu toate lucrurile sunt atât de evidente, nu totul este atât de clar așa cum vă doreați. Nativii Fecioară intră pe o direcție în care lucrurile se pot schimba de azi pe mâine. Ce se întâmplă mai exact? Uh, Jupiter a migrat de pe casa a șaptea pe casa a opta. Nativii Fecioară intră într-un con de succes din punct de vedere financiar. Deci s-ar putea să vă dați seama care este zona care vă aduce cele mai mari beneficii. Uh, veți descoperi o nouă uh, oportunitate de a câștiga o nouă oportunitate de a câștiga într-o variantă în care uh, într-o variantă în care cu siguranță universul vă ajută, universul vă susține. Este ceva care însă vă dă în continuare bătaie de cap. Acest uh, Jupiter care a trecut peste Neptun și care acum a devenit oarecum de sine stătător și a intrat în semnul dinamic al berbecului unde spuneam că se simte foarte bine, pentru dumneavoastră este pe casa 8, este nu numai casa banilor. Este și o casă a transformărilor interioare, a finalității, a relației cu lumea de dincolo. Deci nativii Fecioară încep să culeagă informații din astral, începeți să fiți un fel de persoane care chiar își simt viitorul. Există încă lucruri care vă răscolesc. Aș spune că prioritatea pentru nativii Fecioară ar trebui să fie puțin zona sănătății. Avem un Saturn pe casa Fecioarei un Saturn care oricum se pregătește să intre în semnul peștilor. Știm foarte bine faptul că peștii sunt responsabili cu sănătatea. Ca atar oricum din martie pentru toată lumea va fi o perioadă ușor critică din punct de vedere al rezervelor energetice și al afecțiunilor. Deci cu toții trebuie deja să începem oarecum să ne prindă pregătiți. Martie 2023, începem pe undeva să ne simțim, poate slăbiți, poate devitalizați, uneori chiar simți că parcă nu mai ai energie deloc, deși poate te-ai odihnit în ziua respectivă. E un fel de descărcare, asta se întâmplă, dacă vă întrebați. Sunt descărcări care pot avea loc astăzi, peste 10 zile, pot avea loc chiar în ziua în care te relaxești cel mai mult. Așa se explică, poți să dormi două zile și să te simți obosit decât oricând, pentru că atunci s-a relaxat sufletul și îți dă niște semnale foarte importante nu vă culcați pe oreche, cum se spune, dacă vă merge apare în bine sau toate merg așa, dar noastră, totuși observați că nu faceți lucruri care trebuie, mă refer acum general, nu neapărat la fecioare. De exemplu, pentru fecioare, acum este foarte important să înțeleagă, repet, am mai spus și data trecută, care este modul noastră de a vă simți bine, de a vă distra, de a vă relaxa. Încercați să nu faceți excese. Acest Pluto pe casa 5 -a poate să vă determine să faceți excese, să vă distrați în exces, să vă întâlniți cu prea multă lume, oameni din, din domenii diferite, oameni cu preocupări diferite, cu energii diferite. Nu forțați, nota, pentru că energia destinului este energia este destul de condensată, destul de concentrată în această perioadă și ideal ar fi să facem în așa fel încât să ne Menajăm. Deci, pentru nativii Fecioară, aș spune că cel mai important lucru cu aceste planete pe Casa A5 a 5, care arată un exces de energie pe zona distracțiilor, pe zona creativității, pe zona extravaganței și pe zona demonstrativului, este bine totuși să vă mai și reculegeți, să vă mai și uh, relaxați, să vă setați foarte bine tipul de distracții sau tipul de persoane cu care. Uh, nu știu, vă petreceți timpul liber, aveți responsabilități foarte mari față de noi, din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al profesiei, uh, vi se solicită, sunteți solicitați puțin mai mult ca responsabilitate, ca atare. Aici este o provocare. Jupiter vine cu multe recompense financiare, sunteți uh, o zodie foarte recompensată financiar pentru zonele în care până acum ați uh, dăruit. Jupiter spune unde ai dăruit, îți dăruiesc. El nu dăruiește gratuit, dacă e marele beneficiu, toată lumea întreabă când intră Jupiter, în ce casă, cum mă prinde, pe ce zodie și așa mai departe. Da, este adevărat, el ocupă diverse case, diverse zodii și înseamnă că acolo dinamizează și ne oferă șansă. Dar dacă noi în domeniul respectiv niciodată nu am fost generoși, de exemplu acum la sfârșit de an, este foarte important în această perioadă care iarăși este portal, este foarte important să nu fim centrați doar pe noi. De ce? Jupiter este planeta șansei și a norocului și este într-un semn de foc. Se știe că semnele de foc sunt foarte generoase. Și berbecii și leii sunt săgetători și săgetătorii au un grad de generozitate peste medie, mai ales persoanele care se știu cu multe planete în aceste zodii, pentru că poți să fii pește și să ai multe planete în leu sau un săgetător și atunci ești tipar de leu sau de săgetător. Deci toți cei care vă știți cu multe planete pe semne de foc aveți un grad de generozitate peste medie. Și atunci această perioadă cu Jupiter în semn de foc vorbește despre un noroc mai mare pe care îl au persoanele generoase, persoanele care știu să se gândească și la ceilalți, persoanele care știu să facă cadouri din inimă, nu din interes, persoanele care știu să se pună la dispoziția altora, adică dacă poți să ajuți pe cineva, bine, nu cu prețul de a te epuiza pe tine, dar totuși este bine să o faci. Mergem mai departe pentru Nativi balanță. Balanțele acum au acest clusterum pe casa familiei. Sunt foarte preocupate să petreacă timpul cu familia, cu persoane apropiate, oarecum să se apropie de persoane sau să înțeleagă anumite lucruri legate de arborele genealogic și așa mai departe. Pun și de la capăt de ce. Nativi balanță descoperă un nou sistem. Acum cu Jupiter în semn opus, de aceea pun și de la capăt. Jupiter este în semn opus. Deci, pe undeva există o șansă să începeți ceva de pe o altă poziție. Fie ați început uh, un serviciu nou, există această posibilitate. Fie ați început o colaborare nouă, fie v-ați mutat într-o casă nouă. Cu siguranță într-o zonă legată de o asociere, de un parteneriat, ați început ceva nou, ați început ceva inedit. Și acolo aveți expansiune, dar pentru asta trebuie și noastră să fiți, exact cum spuneam și la fecioare, generoși. Uh, domeniul acesta în care o luați de la capăt și ieri a fost o zi foarte importantă pentru toți cei care au, de gând să, au avut de gând să înceapă ceva sau chiar au făcut-o cu luna nouă în Capricorn și cu Jupiter în primul semn din cercul de 360 de grade, este o perioadă în care lucrurile se dinamizează, este o perioadă în care chiar începem lucruri, este o perioadă în care uh, suntem foarte inventivi, chiar o luăm de la capăt. Și atunci, uh, cel mai bine uh, poziționați uh, vor fi cei care înțeleg acest, importanța acestui început. Bine este să nu așteptăm până pe 17 mai când iese Jupiter din Berbec pentru a începe ceva ideal. Este acum când sunt lucrurile chiar în start, la start. Este foarte bine să facem acest lucru. Deci pentru nativi balanță se dă startul a ceva care va avea un impact foarte mare asupra dumneavoastră pe termen lung dacă într-adevăr respectați aceste asocieri pe care vi le propune destinul. Vom vedea după publicitate despre ce asocieri poate fi vorba. Am revenit. Pentru nativii balanță este un moment foarte important în care trebuie să identificați în ce zonă vă doriți cel mai mult succesul. Este o perioadă interesantă în care se fac tot felul de ajustări din punct de vedere energetic pe zona profesională, în sensul că vom vedea mulți nativi balanță care pur și simplu încheie definitiv o anumită activitate și reiau într-o variantă mult mai utilă sufletului lor. Deci începeți să vă dați seama că dacă nu vă simțiți împliniți, dacă sufletește, nu aveți acea mulțumire totală cu ceea ce faceți, lucrurile nu vă mai reprezintă, ca atare nu mai aveți bucurie, ca atare nu mai performați. Deci este o perioadă extraordinar de puternică din acest punct de vedere. Sunt două lucruri, două uh, domenii care activează deopotrivă puternice în această perioadă. Pe de-o parte avem clusterul acesta, aglomerarea de planete suprapuse conjuncte, îmi cer scuze, în semnul Capricornului, pe semn de pământ, pe casa a patra, deci semn de pământ, dar în casă de apă, pentru balanțe. Deci, un fel de magie pe care o aveți, dar nu chiar foarte constant se întâmplă lucrurile pe zona domestică, deci cu membrii familiei, cu persoane apropiate, nu este ceva foarte clar, foarte evident. Pot fi tot felul de fluctuații, vă ciogniți un pic de stările membrilor familiei și trebuie să vă adaptați un lucru care nu vă place chiar foarte mult, pentru că dumneavoastră vreți confort, vreți stabilitate, vreți să știți foarte bine pe tipic venusian cum stau lucrurile, ca să știți cum vă organizați, dar acum trebuie să participați activ la stările celor din jur și să vă adaptați. Um, mai mult decât atât, pentru încă o perioadă de timp se mai luptă puțin acest saturn cu Uranus. Um, Până la urmă, Saturn ce este în astrologie? Saturn în astrologie este zidul. Închipuiți-vă un zid de cărămidă care tot timpul, în funcție de casa și de uh, zodia pe care o ocupă și în tema natală, este foarte important să știți în astrologia natală în ce casă și în ce zodie este Saturn, ca să știți unde aveți acest zid de cărămidă. El pe undeva spune tot timpul, nu pot, este foarte greu, mi se pare uh, imposibil. Este planeta care ne trage puțin înapoi. Este planeta care vine cu foarte multă greutate în realizarea scopurilor noastre, dar pe de altă parte și odată realizate, ele sunt realizate pe viață. De aceea cei care se știu Saturnieni, adică cu Saturn foarte bine poziționat în temă, cei care l-au pe Saturn pe ascendent sau peste soare sau în domiciliu, în semnul Capricornului sau chiar cei care au multe planete în Capricorn sau în Casa 10 -a, sunt persoane cu tipar saturnian care sunt foarte serioase, foarte grave se iau mult, mult în serios și acum nativii uh, balanță experimentează uh, pentru puțin timp, mai aveți mă rog câteva luni cu Saturn pe casa 5 -a, pe casa iubirii și a persoanelor la, care ține, persoanelor la care țineți cel mai mult acest Saturn care este puțin deranjat de Uranus la toată lumea pentru dumneavoastră este deranjat de Uranus care uh, Uranus uh, este pe casa a 8 -a, pe casa Scorpionului deci este o contradicție pe undeva între o persoană iubită și Uranus în casa 8 -a vine cu tot felul de propuneri care vă dau anumite lucruri peste cap. Pot fi lucruri care vă perturbă, fie stările persoanei iubite care uneori nu sunt chiar în concordanță cu stările noastre, fie anumite experiențe ale persoanei iubite care vă dau puțin confortul cu care sunteți obișnuit peste cap. Și această, acest conflict pe undeva dintre Saturn și Uranus, pentru fiecare semn zodiacal în parte, arată care sunt zonele care se bat cap în cap. Pentru nativi balanță, data viitoare chiar o să vorbim pentru fiecare zodie în parte care sunt aceste domenii, acum au fost alte lucruri mai importante puțin dar la balanțe se cerea acest comentariu pentru că la noastră este foarte, nu grav, dar este foarte mare impactul fiind vorba despre casa a cincea, casa iubirii, deci persoana pe care o aproape cel mai mult și casa opta, casa surprizelor misterioase pe care nici nu le putem controla. Casa opta este cel mai greu de controlat pentru că este casa abisului, este casa umbrelor, este casa tenebrelor, este casa lui Pluton, este casa zeului întunericului ca atare. Nu prea putem să comandăm întunericul. Cel mult putem fi conștienți când este prin preajmă și să ne ferim pe cât putem, dar nu prea poți să controlez tenebrele. Deci este foarte greu pentru nativi balanță să facă în așa fel încât persoana iubită să nu mai aducă pe undeva aceste tenebre în viața lor. Și atunci sfatul este, ca o concluzie, să găsiți o supapă în care să deveniți foarte pozitiv, să faceți lucruri foarte vesele, să fiți foarte activ profesional pentru că acolo lucrează în această perioadă factorul de noroc și să încercați să ajutați oamenii pe care iubiți și care puteți să suspectați că aduc conflictul despre care vorbeam în viața noastră cu uh, să-i uh, să dominați un pic cu foarte multă bucurie și relaxare. Mergem mai departe pentru nativi Scorpion. Uh, pentru Scorpion este bună intrarea lui Jupiter în berbec, Pentru toată lumea, de fapt, este bună. Uh, este un moment uh, pentru Nativi Scorpion. S-ar putea să vi se ceară foarte mult ajutorul, s-ar putea să, să fiți pe undeva încercați de către destin. Uh, mult prea multă activitate relațională uh, zilele acestea, mult prea mult tracas, uh, în sensul în care. Pe undeva, Jupiter în Berbec este pe casa serviciului, are, tranzitează acum la dumneavoastră casa serviciului, o casă, casa 6. o casă foarte frumoasă, deci cu siguranță o să aveți realiză, reușite, expansiune, lucruri pozitive, oportunități la locul de muncă. S-ar putea să întâlniți persoane care își doresc ele să vă ajute, deci nu insistați dumneavoastră. Foarte frumos este faptul că Jupiter pe casa 6 vorbește și despre un ajutor pe care dumneavoastră puteți să-l dați persoanelor cu care vă intersectați la locul de muncă. Uh, și în această variantă în care este bine să oferiți ajutorul. Uh, Saturn pentru nativi scorpion uh, are loc pe casa a patra. Uh, iar uranus, care spuneam, îl uh, coadrează, uh, se găsește pe casa parteneriatelor. Deci conflictul la noastră vine între domestic și parteneriate. Deci oarecum din zona oamenilor pe care îi considerați pe cum niște membri ai familiei, ei vă potenționa, dar totodată aveți și niște parteneriate cu ei. Deci poate să fie prietenul cel mai bun, prietena cea mai bună sau prietenul cel mai bun, care pe undeva se rijează într-un membru al familiei, deci e ca și când este ca și când ar face pe undeva parte din familie și totuși aveți un parteneriat destul de fluctuant cu această persoană. De ce? Pentru că Uranus vine cu tot felul de surprize cărora nu le face față o persoană pe care totuși noastră o considerați precum un membru al familiei. Deci aici este conflictul, cuadratura Uranus-Saturn. Saturn oricum acum este învărsător, el este co-guvernator vărsător, dar este rigid în orice semn s-ar afla iar uranul în semn de pământ nu este chiar confortabil. El așa s-ar înțelege bine cu Saturn în vărsător fiind chiar guvernatorul principal al vărsătorului, dar este într-un semn de pământ și aduce tot felul de tulburări în semn venusian. Deci oricum este o perioadă în care cu toții suntem predispuși la tot felul de rupturi, de suciri, de situații de um, certuri, de uh, răsturnări de uh, parteneriate pentru că așa este situația, dar cuadrat fiind și cu Saturn și pe casele 4-7 chiar pe casa parteneriatelor scorpionii trebuie să nu își construiască universul și niște interioară în funcție de aceste experiențe exterioare, deci trebuie să aveți o carte de identitate și de vizită foarte corect construită pe care să scrie foarte bine ce suportați, ce agreați și ce nu agreați ce sub nicio formă nu, ce este de nenegociat și așa mai departe pentru a nu exista confuzii pentru a nu exista persoane care abuzează, pentru a nu exista echivoc sau dubiu. Și atunci, cu siguranță, certurile vor fi mult mai... vor fi diminuate, cu siguranță nu vor fi atâtea conflicte, rupturile, chiar dacă ar exista, nu vor afecta atât de mult. Iar nodul nord și el, în această conjuncție cu ranus pe semn opus, vorbește de asemenea despre faptul că vin în viața noastră tot felul de persoane, chiar devenite personaje, care vă provoacă în ideea de a vă ajuta la această maturizare legată de parteneriate de relațional. Nu orice zboare se mănâncă, este lecția în această perioadă, adică nu orice persoană care vă propune un parteneriat trebuie să reprezinte și ceva ce merită luat în calcul.